Mergem acum într-un loc de poveste de la noi, unde se simte aerul landurilor din Germania. În comuna Gârbova de Sebeș, zeci de familii de sași care au plecat acum mai bine de 30 de ani au revenit în țară și au renovat locuințele în care au copilărit și au format o comunitate de suflet. Iar când sunt în străinătate, localnicii au grijă de casele lor frumos înșirate cu vii și grădini. Când se deschid porțile imense ale locuințelor săsești, totul prinde contur. Localnicii le țin în ordine pentru proprietarii stabiliți în alte țări, care vin în vacanță. Vin de 2 ori pe an, căsile renovate, sunt întreținute, nu sunt lăsate în paragină. E casa lor părintească și nu. O răscumpărat-o, totuși îi țin la România, nu? Iubesc România încă. Aneta a plecat din România în Germania de mai bine de 35 de ani. După Revoluție s-a întors și a răscumpărat casa părintească. Nu regretăm că am cheltuit banii pentru așa ceva. Am făcut băile noi, terasa, am pus uși noi, de Rusale ne întâlnim, petrecem împreună. Ei de aici se trag, aici e o parte din sufletul lor e aici și oricând e vorba de România, ei sunt primii. La această casă se aranjează acum curtea, după ce anii trecuți s-a renovat interiorul. Proprietarii sunt în Germania. Au investit mulți bani în aceste case. Foarte mult. Nu cred că se întorc de tot definitiv, dar tot anul o să vin de câteva ori pe an. De la întoarcerea sașilor, valoarea unei case a crescut chiar și la 100.000 de euro, iar autoritățile au investit în partea de infrastructură. E un plus valoare pentru comunitate, o atracție foarte mare și pentru turiști, vin foarte mult din București. Noi lucrăm la infrastructură ca să le creăm condiții, am renovat străzele. Sașii vin în țara de Rusalii când se întâlnesc cu toții ca să petreacă, dar și vara când stau mai bine de o lună.